O alege Luca, uite, asta facem. 8:34 de minute. Ghicești și călătorești cu Europa FM. Ghicești și călătorești cu Europa FM. Știți bine că vă trimitem în Santorini, în Grecia, așa am spus. E un premiu care valorează 1400 de euro. Un premiu pe care ni-l oferă cu drag prietenii noștri de la Altex Travel. Altex Travel are și alte destinații de vacanțe, să știți, inclusiv exotice și circuite. Intrați pe altextravel.ro sau mergeți în orice magazin Altex și alegeți vacanța mult visată. Rezervați acum și profitați de ofertele cu locuri limitate. Având în vedere creșterile de prețuri, acum este momentul bun pentru a vă rezerva vacanța. 0372 069599. Vă așteptăm alături de noi în direct ca să vedem unde e tichetul de vacanță. Am zis că vă trimitem în Santorini, un super hotel, sejur de 7 nopți, cameră dublă, mic dejun inclus. Mergeți cu avionul, aveți și transferul, practic toate condițiile ca să vă simțiți bine. Mă rog, cea mai mare parte a drumului sperăm să zburați cu avionul și să mergeți doar puțin cu avionul. Mergeți cu avionul. Elena, bună dimineața! Bună, Elena! Bună! Bună dimineața! Șansă mare pentru tine! Știi unde e, știi? Ești prima pe insulă, nu e, s-au eliminat, au fost eliminate deja câteva localizări. Da, am fost pe fază, m-am documentat și acum mă gândesc eu fi în Perissa. În ce? În Perissa. Am localitate de acolo. Aha. Nimic nu știi. Dar de ce ți-a atras atenția Perissa? Adică, cum ai judecat? La ce te-ai gândit? L-am luat... La întâmplare? Nu știu, la întâmplare, da. Ah, da. Și ce alte opțiuni mai aveai? Că mai erau. Ai ghis-o. Elena, pare rău. Îți mulțumim, dar nu e în Perissa. Nu, n-am ajuns până acolo. Că e, cum să vă spun, e o excursie la înălțime, adică e un top al excursiilor. Andrei, bună dimineața! Bună, Andrei! Bună dimineața! Greu. Hai că nu e greu. Ai fost acolo? Nu. Ai fost. Dar uite, poate ai șansa acum. Văd vreo 15 atracții unde își putea merge. Ia vezi, alege una. Întreb dacă este pe o plajă. Pe plajă, zici. Da, o plajă și la Perissa era o plajă foarte interesantă. Da. Au câteva plaje interesante acolo. Uh-huh. Dar să știi că cu această ocazie le-ai eliminat tu pe toate. Da. Le-ai eliminat pe toate, nu e plajă. Deci nu e nici pe plaja neagră, nici pe Kamari, spune, nu? Nici pe plaja roșie. Nici Kamari, nici plaja roșie. Da. Kamari e plajă cu nisip, mă rog, cu pietre negre. Da. Daniela, bună dimineața! Bună dimineața! Bună! Uite cum ai avut... Deci, Elena n-a nimerit, Andrei n-a nimerit. Ai fost atentă la ce a spus Vlad mai devreme? Fiți atenți la ce vă spunem, că printre ce spunem așa sunt tot soiul de detalii. Da, am fost atent. Acum, nu știu, o să-mi încerc norocul. Ia! Este cumva în vulcan? Acum, în mijlocul insulei este un vulcan și... Așa este, insula înconjoară un vulcan. Păi, are dreptate. Aia e caldera. Caldera, da. Da, nea caldera. Mă rog, toată insula aia este un rocă vulcanică. Vulcan, de fapt, acolo. E rezultatul unei erupții. Nu, stai. Da. Eu aș spune pas, că spun că este în vulcan, dar toată insula este vulcan. Așa este, da. E buza vulcanului, aia e caldera vulcanică, este... umplută cu apă și de jur împrejur, da, sunt... Deci avem un pas aici. Da, avem un pas, pentru că totul e, n-ai avansat, dar nici nu te-a exclus. Mai gândește-te. Întrebarea asta, mai întreabă. Este cumva în Profitis Ilias? Profitis Ilias. Acum noi nu știm pe din afară toate localitățile. Este o zonă mai înaltă, mai... Profitis Ilias, ai spus? Profitis Ilias. Profitis Ilias. Profitis Ilias. Asta ar însemna în română? N-aș ști să vă traduc. Păi de ce nu știi să traduci? Ia gândește-te. Profitis Ilias. Așa. Profetul Ilie. Profetul Ilie, asta înseamnă. Profetul, da. Din cauza emoțiilor. Da, Profetul Ilie. Și ce este acolo la... De ce? Adică... Este un muzeu. Și o mănăstire. Da, mă rog, aici. Da, este o mănăstire. Ala este locul respectiv. Care e particularitatea lui în topografie și geografie insulei? Deci cum ai ajuns tu acolo? Deci te-ai dus, te-ai gândit că e în vulcan, gândindu-te la caldera, exact cum spune Vlad, dar toată insula e vulcan. Și de ce te-ai dus după aia la Ilias? Profitis Ilias. Pentru că am auzit că este la înălțime. Senzațional! În sfârșit, domnule! Daniela, mergi în Santorini, nu știu dacă ai fost până acum, dar te duci de data asta! Bravo, băi, Daniela! Vă mulțumesc din suflet! Am fost o singură dată într-o excursie de o zi și mi-a rămas acolo o parte din suflet și... Ce ți-a plăcut cel mai mult pe insulă? Totul. Da. N-aș putea să zic, am... Da. Câți ani au trecut de atunci? Câți ani au trecut? Păi să fie vreo 20. Wow. Să știi că nu s-a schimbat nimic, doar e mai scump. Da, e mai scump, dar frumusețea a rămas la fel. Am cumpărat o carte de acolo și de asta mă uitam acum pe hartă și când am auzit că ați spus că este la înălțime, am văzut o zonă muntoasă și atunci m-am orientat direct acolo. Deci, dar, într-adevăr, este superbă insula. Muntele Profitis Ilias, cum i-ai spus tu, e muntele Profetul Ilie, sus în vârf. Ăla e cel mai înalt punct al insulei, 567 de metri. Acolo este o mănăstire. Da. Micuță, frumușică, merită vizitată, e mai greu de ajuns, dar a fost greu de câștigat și tichetul de vacanță, însă ai reușit. Felicitări! Este incredibil. Eu chiar mă pregăteam să-i facă... Îi făcusem să-l luadi, să ne pregătim pentru următorul ascultător. Păi și ne-ai lovit cu chestia asta. Da. Pur și simplu. Da. Bine. Profitis Ilias. Așa este. Daniela. Da. Mergi la hotel, ai un hotel foarte fain, Macarios Hotel, în Santorini, pe plaja Kamari. Ai încredere în mine că e frumos rău de tot acolo. Dar e frumos. Am încredere. Și e frumos rău de tot, cu răsărit, cu asta, e superb. 7 nopți, cameră dublă, deci poți să mai iei pe cineva cu tine. Da. Ai pe cine să iei cu tine? Păi pe soțul meu. Asta mă gândeam. Mic dejun inclus, zburați, cum zice Vlad, cu avionul, voia de la aeroport, transfer, ca tot, absolut tot aveți asigurat. Felicitări și distracție plăcută. Și mulțumim mult. O să vă dedicăm și o piesă în curând. Asta, păi acum, ia zi. Chiar acum o dăm? Da, ia. Păi am zis că pentru astăzi, așa la final de sezon și înainte de vacanță, poate mulți dintre voi ați fost deja în Grecia, o grecească corectă de Spinavandi, Apapa. Deșteptarea la Europa FM.